Pentru timpul care ne-a mai rămas în seara aceasta, vă invit respectuos pe toți, frați, surori, dragi prieteni, să ne concentrăm cu mult discernământ la cuvântul Domnului care va fi expus pentru conștiința noastră. În seara aceasta, dificultățile emigrantului. Viața este ca o tablă de șah, cu foarte multe aspecte, dar aspectul spiritual întotdeauna le afectează pe toate celelalte. Din punct de vedere omenesc, nu întotdeauna viața este dreaptă și nu întotdeauna oamenii au șanse egale. Spre exemplu, eu nu mi-am ales numele de Mițoi, ci este numele pe care l-a purtat tatăl meu și mama mea. Probabil că aș fi vrut să mă cheme altfel, însă nu am avut libertatea să aleg numele meu. Casa în care te naști este o altă circumstanță pe care nu o alegi. Este o casă în care pur și simplu te naști. Poate fi o casă mare, cu multe camere, o adevărată vilă, dar poate fi o casă mică, modestă, fără condiții, și asta nu o alegi când vii pe lume. Este o circumstanță pozitivă sau negativă pe care o găsești intrând în lumea celor vii. Părinții, nu ne alegem părinții. Mama și tata sunt cei pe care îi găsim atunci când ne naștem în familia în care ne naștem. Foarte mulți dintre noi probabil am vrut să fie tata altfel, am vrut să fie mama altfel, însă pentru oamenii aceștia din nefericire, nici mama, nici tata nu pot fi schimbați. Nu ne alegem părinții, nu ne alegem casa în care ne naștem, nu le alegem țara în care ne naștem. Unii se nasc în Bangladesh, în Afganistan sau în România, așa de departe de Statele Unite. Nu ne alegem trupul în care ne naștem. Unii sunt înalți, solizi, frumoși, trași ca prin inel, au o înfățișare frumoasă, alții sunt altfel. Nu alegem cum să arătăm, nu ne este dat harul acesta. Ei bine, în funcție de toate aceste circumstanțe pe care noi nu le alegem, în viață avem de câștigat sau de pierdut. Dacă arăți bine, cred că intri mai ușor pe o ușă decât dacă arăți altfel. Dacă ai cetățenie americană, este foarte diferit decât dacă vii din Africa de Sud sau din Europa de Est. Toate aceste oportunități legate de circumstanța în care te naști sunt foarte importante din punct de vedere omenesc. Și foarte mulți dintre noi am fost nemulțumiți de părinții pe care i-am avut, de țara în care ne-am născut, de circumstanțele pe care le-am găsit născându-ne. Vreau să vă spun în această seară că dincolo de toate acestea, statutul de emigrant implică anumite dificultăți sociale, lingvistice, culturale, familiale, tradiționale, pe care nu le poți evita. Vii dintr-o altă cultură și trebuie să te adaptezi în cea în care vii. Vii într-o țară unde nu cunoști limba, nu cunoști obiceiurile, nu cunoști tradițiile și îți trebuie zeci de ani ca să te adaptezi și niciodată nu vei fi de acolo. Țara de unde ai plecat te numește străin, țara în care ai intrat te numește străin. Ești între două țări și totuși în niciuna. Ești între două culturi și totuși în niciuna. Emigrantul care alege drumul emigrației, adică să plece din țara lui într-o altă țară, își asumă foarte multe riscuri. În seara aceasta, pentru că noi toți sau cei mai mulți dintre noi avem statutul acesta de emigranți, permiteți-mi, vă rog, din Cartea Domnului să vorbesc despre dificultățile emigrației. Sigur că, făcând asta, am ales un bărbat care a fost emigrant ca noi. Înainte să fie, a fost în țara lui. După ce a stat o vreme, probabil 16-17 ani în țara lui, a plecat, de fapt a fost dus într-o altă țară și acolo a rămas ca emigrant. Dificultățile pe care el le-a avut în țara emigrației seamănă foarte mult cu dificultățile pe care noi le avem aici. El a fost tânăr și dificultățile lui de tânăr sunt dificultățile voastre ca tineri. Și în seara aceasta, pentru că e seara tineretului, eu vreau să vorbesc despre dificultățile voastre pe care le știu din dificultățile lui Iosif. Textul biblic este în prima carte a Bibliei, capitolul 41. În seara aceasta vreau să fiu scurt, dar concis.
și să trec cu voi, dragi tineri, și cu dumneavoastră, frați și surori și doamnelor și domnilor, prin cuvântul Domnului, cu gândul acesta, în calitate de emigranți, ne asumăm riscuri care le implică venirea noastră în această țară. Riscuri pe care trebuie să le rezolvăm și le putem rezolva rău sau bine, pozitiv sau negativ. Dar haideți să o luăm din casa părintească, așa cum noi am plecat din casa părintească, și observăm mersul desfășurării vieții lui Iosif, ca tânăr, mai întâi în casa părintească, apoi în casa generalului de armată Potifar, apoi în casa pușcăriei, unde a ajuns plătind tributul nevinovăției și mai apoi înălțat al doilea după regele imperiului din vremea aceea, Egipt. Și să observăm că cine se teme de Dumnezeu o poate face și în casa părintească în egală măsură cu țara emigrației. Cine este om de caracter o poate face și în casa părintească în țara natală, cât și în casa emigrației. Cine vrea în viața aceasta să aibă demnitate și să trăiască pentru mai mult decât să facă umbră, o poate face și în țara natală și în țara emigrației. Și să vă spun în această seară direct și lămurit, țara natală nu oferă succes mai mult decât țara emigrației dacă trăiești cu Dumnezeu. Și țara emigrației nu comportă riscuri mai mari decât țara natală. Ceea ce trebuie să ne sperie pe noi nu este emigrația, ci este despărțirea de Dumnezeu, nu de țara natală. Sprijinul, confortul, siguranța, protecția, echilibrul nostru nu este țara natală, ci este Dumnezeu. De țara natală ne putem despărți și să fim fericiți în țara emigrației, dar dacă ne-am despărțit de Dumnezeu, nefericirea noastră nu va mai avea sfârșit niciodată. Binecuvântarea sau blestemul nu vine din țara natală sau din țara emigrației, ci vine din apropierea sau depărtarea de Dumnezeu. Vom observa la Iosif că a fost un bărbat de caracter care a trăit cu Dumnezeu și în casa părintească în țara natală și în țara emigrației departe de casa părintească, de frați și de surori. Și cel care a fost Dumnezeul lui în casa părintească a rămas Dumnezeul lui și în țara emigrației. Vreau să vă încurajez în această seară, frați și surori, doamnelor și domnilor și dragi tineri, să înțelegeți că succesul vostru nu atârnă de România sau America. Acesta este un vis pierdut. Succesul vostru atârnă de cel ce guvernează universul. Dumnezeul cerului și al pământului, care are deplin și total control, în egală măsură, în România, în America și pe oricare alt continent. Dar haideți să revenim la cuvântul Domnului. Iosif în casa părintească. Cuvântul Domnului din capitolul 37. Aici el se confruntă cu probleme legate de adversitate, de la adversar. La vârsta de 16 ani, acest tânăr își asumă responsabilități profesionale, își asumă responsabilități de adult. Priviți cuvântul Domnului din versetul 2. Suntem în capitolul 37. Versetul 2 ne spune, Iosif, la vârsta de 16 ani, păștea oile tatălui său alături de frații lui. Frații lui mai mari, el și-a asumat responsabilități la doar 16 ani. Să meargă și să îngrijească de animalele tatălui său, pentru că în felul acesta și-a exprimat maturitatea lui la doar 16 ani. La doar 16 ani. La 16 ani și-a asumat responsabilități profesionale. Observați că tatăl său a avut o slăbiciune pentru Iosif, pentru că l-a născut la bătrânețe, l-a iubit mai mult. Aceasta a fost o greșeală capitală a tatălui său. Stimați părinți, să nu faceți diferență atunci când vă iubiți copiii. Ei, dacă unii sunt mai frumoși, iar alții mai puțin frumoși, să știți că nici primii, nici al doilea n-au ales să fie frumoși sau urâți. Să nu iubiți pe unii că-s mai frumoși sau făcuți la bătrânețe, că-s mai inteligenți sau că sunt mai într-un alt fel care ține de naștere. Ei n-au ales să fie așa, să nu fiți nedrepți cu ei. Să iubiți în egală măsură pentru că sunt copiii dumneavoastră. Să vă disciplinați, să iubiți în egală măsură și să nu puneți invidie între copii, așa cum a făcut din greșeală Iacov. Observați că Iacov a manifestat iubire mai mare pentru Iosif și asta a atras invidia fraților lui. Mai mult de atât, în al doilea rând, frații lui îl invidiază pentru că el are vise de la Domnul.
În felul acesta, frații lui pornesc o campanie de denigrare, de ură și de răzbunare împotriva fratelor lor. Observați cum un tată, în ciuda faptului că la modul general a fost înțelept, a pus copiii pe proprii copii în conflict printr-o atitudine greșită de părtinire, de separare. Dragi părinți, iubiți-vă copiii în egală măsură în ceea ce privește manifestarea, în ceea ce privește exprimarea. Observați apoi că succesul lui în relația cu Dumnezeu este un al doilea motiv al invidiei. Dumnezeu îi dă vise, îi dă lucrări, îi dă vedenii și din pricina aceasta frații lui sunt invidioși pe el. De asemenea, observați că la 16 ani el are vise de la Dumnezeu. Versetele 5 și 6. Iosif a visat un vis. De ce i-a dat Dumnezeu un vis lui și nu a dat vise celorlalți frații lui? Această întrebare are un singur răspuns. Dumnezeu dă vise celor care sunt în stare să primească visele, celor care au respect pentru dătătorul de vise și celor care cred în lucrările lui Dumnezeu. La 16 ani a fost un tânăr matur care s-a angajat în muncă în casa tatălui său și pe care Dumnezeu l-a socotit vrednic de încredere să-i ofere revelații dumnezeiești prin vis. La 16 ani a fost ales de Dumnezeu pentru lucrări spirituale și tatăl său l-a ales pentru lucrări profesionale, administrative și familiale. De ce tatăl și Dumnezeu au avut încredere în el? Pentru că Iosif, prin comportamentul lui, la 16 ani de zile, l-a convins și pe Dumnezeu și pe tatăl său că este în stare să poarte responsabilități. Credeți voi că dacă îmi promiteți că veniți la 6 și nu veniți, eu o să am încredere în voi? Credeți voi că dacă promiteți tatălui și mamei un lucru și nu vă țineți de cuvânt, tata și mama o să aibă încredere în voi? Iosif a dovedit că în el se poate avea încredere și a câștigat respectul lui Dumnezeu și respectul părinților la doar 16 ani. Un tânăr de excepție, un tânăr care este imaginea unei provocări pentru voi. Dacă vreți să dovediți că v-ați făcut mari, nu dovediți asta prin aerele pe care le aveți, care se exprimă întotdeauna prin tot felul de nebunii și de prostii, ci dovediți că v-ați făcut mari asumându-vă responsabilități în familie și asumându-vă responsabilități în relația cu Dumnezeu. Atunci ne veți convinge pe noi care vă suntem părinți și adulți că v-ați făcut mari și că sunteți în stare să primiți respectul și încrederea noastră. Atunci și doar atunci. Până atunci veți rămâne niște baby, chiar dacă aveți 20 de ani. Dacă nu aveți cuvânt, dacă nu sunteți serioși, dacă nu sunteți punctuali, dacă nu ne dovediți că se poate avea încredere în voi, puteți să aveți 50 de ani, rămâneți doar niște copii. Apoi, privind la Iosif, vom vedea că el este responsabil pentru frații lui. Cei mai mulți predicatori îl incriminează pe Iosif și spune că a fost pârcios. Pârcios? Haideți să facem o anchetă în seara aceasta. Haideți să citim cuvântul Domnului, el ne rămurește. Iosif, la vârsta de 16 ani, păștea oile fraților lui, băiatul acesta era cu fiii Bilhei și fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Atenție! Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor celor rele. Dragi părinți, dacă aveți mai mulți copii și unul sau doi dintre copiii dumneavoastră sunt foarte răi, înjură, mint, fură, sunt în ganguri, își petrec nopțile prin cine știe ce cluburi, permiteți-mi să merg mai departe, au pornografie, au autosatisfacere, practică cine știe ce nebunii, v-ar place ca unul dintre copiii dumneavoastră care e cu minte să vă spună despre comportamentul celor răi și în felul acesta să știți și să îi îndreptați? Cei mai mulți dintre noi nu știm cum se comportă copiii noștri la școală. Toți avem impresia că avem cei mai cuminți copii, dar din nefericire asta nu se potrivește pentru toți. Eu cred despre copiii mei că sunt cei mai cuminți pentru că atunci când îi văd eu sunt cuminți. Îl văd pe copilul meu că face în toate felurile, când eu mă uit la el nu mai face decât într-un singur fel, stă liniștit. Dacă eu aș putea să mă uit mereu la el, ar fi cel mai cuminte. Dar eu nu mă pot uita mereu la el, mai mult și la alții. În timpul ăsta, el face în fel și chip. Dar eu nu știu
Și eu cred despre el că se comportă când nu mă uit la el, ca atunci când mă uit la el. Asta e o greșeală pentru mine. Dragi părinți, Iosif a stat cu frații lui și frații lui erau vulgari, obraznici, răi și făceau de rușine pe tatăl lor și familia lor. Acest băiat care avea vise de la Domnul, care era serios, care era spiritual, a încercat să-i disciplineze și să le atragă atenția, dar pentru că era mai mic, n-a avut autoritate. Și frații lui l-a luat peste picior și a spus: băi, drăguțule, tu vii să ne îndrepți pe noi? Nu vezi că, văzând că sfatul lui nu e primit, a apelat la autoritatea din familie, la tata, și a spus: tată, imaginea ta de tată e pusă în pericol din pricina fraților mei și copiii tăi. Ei au un comportament urât când tu nu-i vezi. Ei se comportă vulgar și murdar când tu nu știi. Tu ai impresia că-s cu mine și nimeni nu spune, pentru că nu vrea să se pună rău cu tine. Dar, tată, pentru că eu iubesc imaginea ta și imaginea familiei, vreau să spun adevărul. Frații mei sunt obraznici cu oamenii, sunt obraznici cu vecinii, sunt obraznici cu ceilalți șobani, sunt obraznici cu ceilalți tineri de seama lor. Și imaginea ta de tată, de patriarh, de om al lui Dumnezeu e în pericol. Eu spun asta nu să-i bârfesc pe ei sau să-i pârăsc, ci spun asta ca tu să știi că nu știi și să-i îndrepți. Asta se întâmplă și în biserică. Sunt tot felul de lucruri și ultimul care află e păstorul. Asta se întâmplă în familie. Sunt tot felul de nebunii și ultimul care află e tata. Cum să îndrepte tata un copil dacă nu știe că copilul a greșit? Cum să îndrepte păstorul pe cineva dacă nu știe că acel cineva a greșit? Iosif a avut minte la doar 16 ani și a manifestat responsabilitate pentru frații lui, pe care i-a dorit cu minți, apelând la autoritatea tatălui lor. El de asemenea ascultă de părinți. Priviți, vă rog, versetul 13. Du-te, rogu-te, să vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă pasc bine oile și adun vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Și el a spus: iată-mă, sunt gata. Cum răspund copiii noștri când îi trimitem într-un loc? Iată-mă, sunt gata, tată? Câteodată răspund altfel. Iosif însă, la doar 16 ani, a fost serios, a avut respect față de părinți, a avut respect față de Dumnezeu, a avut responsabilitate pentru frații lui și pentru imaginea familiei. Dragi tineri care aveți 16 ani, așa trebuie să fiți voi. Îmi spuneți: frate Luigi, nu știu cum să fiu. Așa trebuie să fii. Ai grijă de frații tăi. Ai grijă de imaginea tatălui și a mamei tale, care o viață întreagă au luptat să creeze o imagine de oameni serioși. Ai grijă de relația cu Dumnezeu și în fiecare seară înainte să te culci spune: Doamne, dă-mi un vis pentru că sunt gata să-l primesc și am seriozitatea să-l trăiesc. Implică-te în problemele și în greutățile familiale. Nu cheltui excesiv bani și înțelegeți părinții având respect și milă pentru ei, pentru că au venit în țara aceasta, neștiind limba nici la vârsta aceasta, pentru ca să-ți ofere ție un viitor. Te rog, nu uita lucrul acesta. Te rog, nu uita lucrul acesta. Ai milă față de părinții tăi. Ai respect față de părinții tăi. Ai considerație față de acești oameni care s-au jertfit pentru ca tu să trăiești mai bine. Te rog, nu uita că ești aici doar pentru că ei au îndurat lucruri pe care tu nu le știi, pentru ca ei să-ți ofere un loc mai bun. Du-le o floare, mulțumește-le, roagă-te pentru ei, ascultă-i când te roagă să faci ceva, chiar dacă ți este greu. Și întotdeauna lasă-i să vadă că tu îi asculți, că îi respecti și că îi iubești. Lasă-i să se bucure văzând că tu trăiești cu Dumnezeu și că ești un tânăr serios în generația ta. Altfel, vei rămâne un baby de 16 sau de 20 de ani și niciodată nu te va respecta nimeni și te vei mira că de ce nu te respectă. De ce? Află în seara aceasta de ce. În al doilea rând, haide să-l privim pe Iosif plecând din casa părintească. Și să avem în minte tiparul acestui adolescent, acestui bărbat tânăr. A doua casă în care îl vedem este casa generalului de armată, cel care îngrijea de oastea lui Faraon, Potifar. Observați că aici el se confruntă cu o altă problemă, nu adversitatea fraților, ci libertinajul. Dacă priviți în capitolul 39, este al doilea punct pe care eu am să vi-l prezint. Dumnezeul care a fost cu el în casa părintească
este cu el și în casa lui Potifar din țara emigrației. Observați că Dumnezeu nu are naționalitate și cetățenie română. Dumnezeu este universal. Merge cu tine oriunde te duci, dacă tu oriunde te duci mergi cu el. Atâta vreme cât vei fi cu Dumnezeu, indiferent unde se numește, cum se numește casa sau țara sau orașul unde trăiești, Dumnezeu va fi cu tine. Ori pe ce stradă, ori în ce suburbie, ori în ce stat, ori în ce țară din lume te vei duce. Dacă tu vei merge cu Dumnezeu, Dumnezeu va merge cu tine. Dumnezeu nu are nevoie de pașaport să meargă cu tine. Dumnezeu nu are nevoie să îi se spună bun venit ca să intre odată cu tine. Dumnezeu merge oriunde mergi tu, dacă tu mergi cu Dumnezeu. Iosif ajunge în țara emigrației. Are statutul de rob, de om vândut pe bani, ca un automobil care nu are identitate și nu are libertate personală. Însă el merge cu Dumnezeu și Dumnezeu merge cu el. Pe Dumnezeu nu-l împiedică emigrația mea ca să mă binecuvinteze, așa cum m-a binecuvântat în casa părintească, dacă eu nu las libertinajului din țara emigrației să intre în inima mea. Dacă eu mă păstrez curat pentru Dumnezeul meu, Dumnezeul meu mă binecuvintează în țara emigrației ca și în țara natală. Dar dacă eu permit libertinajului din țara emigrației să intre în inima mea, Dumnezeu iese, iar eu rămân singur, nefericit și trist. Observați că acest general de război a văzut că Dumnezeu era cu Iosif și l-a avansat. Oamenii care trăiesc în jurul tău, la serviciu, la școală, în cercul tău de prieteni, vor vedea dacă tu ești cu Dumnezeu sau nu. Pentru ei nu e prea important dacă tu vii la o biserică sau nu. Asta nu e suficient. Ei vor vedea modul tău de viață. Ei vor vedea cum vorbești tu. Dacă tu te abții de la țigări, de la relații sexuale, de la autosatisfacere, de la pornografie, de la alte păcate specifice generației tale, dacă tinerii din clasa ta, dacă tinerii din anturajul tău vor vedea că tu nu folosești ecstasy, tu nu tragi o nară de cocaină, tu ești un băiat sau o fată care are alte valori, atunci acești tineri te vor califica pe tine diferit și ei te vor privi pe tine ca pe o persoană diferită de ei. Atunci tu vei deveni o oportunitate pentru Dumnezeu să le vorbească lor. Atunci tu vei deveni o șansă pentru Dumnezeu să le vorbească lor. Dar dacă tu te vei conforma ca și ei la alcool, la un mod de viață fără principii, la țigări, la o vestimentație care îți expune trupul pe care îl privești în oglindă 10 ore din 24, crezând că ești și tu cool ca alții, atunci te întreb, cum să te binecuvinteze Dumnezeu? Ești atras doar de trupul tău, de plăcerea ta, de non-valorile din generația ta, ești cucerit de emigrație, ești cucerit de libertinaj și n-ai în tine demnitatea un om care vrea să fie diferit, nu de dragul diferenței, ci de dragul regelui. Eu sunt în această lume și viața pe care o trăiesc este o misiune pe care el mi-a dat-o, să trăiesc într-un anumit fel. Pe mine nu mă interesează cum trăiesc vecinii mei, prietenii mei și colegii mei. Pe mine mă interesează să-mi împlinesc misiunea cu care m-a trimis stăpânul. Când Hristos a venit în lume, el n-a fost ca și concetățenii lui, ca și oamenii din generația lui. El mereu a spus, eu am venit în lume cu o misiune specială. Eu am venit să împlinesc voia tatălui meu, tinere, fată sau băiat. Care este voia lui Dumnezeu pentru tine? Ai 12 sau 13 sau poate până la 25 de ani și ești necăsătorit. Spune-mi, pricepi la vârsta pe care o ai, care e voia lui Dumnezeu pentru tine? Ai această ambiție să ai o misiune de la Dumnezeu și în lumea aceasta să exprimi misiunea aceasta pentru rege? Vrei să nu fii ca și colegii tăi și să fii diferit, să fii ca regele, trăind după valorile lui? Ai această demnitate? Ai acest scop în inima ta? Ai această ambiție care să te călăuzească, cu care să dormi și cu care să te trezești? Ai acest scop care să-ți guverneze existența? Sau ești cu ochii și tu, ca și colegii tăi, după prostii, după sex, după pornografie, după lucruri mizerabile și după plăcere? Și vii în casa lui Dumnezeu și sufli în trompetă sau la vioară sau cine știe ce mai faci pe aici și ți se pare că e destul, ascultă-mă! Emigrația te-a înghițit, moda americană te-a înghițit și nu trăiești pentru Dumnezeu deloc. Ești o victimă a emigrației, ești o victimă a libertinajului american.
Vii la biserică, dar vii degeaba, pentru că comportamentul tău seamănă nu cu acelui care e regele bisericii, ci seamănă cu acela care este domn afară. Te chem în această seară, tinere, să cânți cântări de laudă cât îți place. Și cel mai bătrân dintre bătrâni nu-ți va zice nimic dacă vei fi un tânăr pentru rugăciune, dacă vei fi un tânăr pentru caracter, pentru sfințenie, pentru prezență, pentru seriozitate și nu pentru destrăbălare. Fii o generație care are demnitate pentru Dumnezeu și demonstrează părinților tăi și bătrânii bisericii că nu ești doar un baby. Ai 16 ani și e destul să ai vise, e destul să fii serios, e destul să fii responsabil, e destul să faci lucrarea lui Dumnezeu la 16 ani. 16 ani e destul! Lasă-L pe Dumnezeu să vadă că e destul. Lasă-L pe tatăl tău și pe mama ta să vadă că e destul. Lasă-mă pe mine să văd că este destul. Dar dacă tu alergi pe holuri ca un disperat, mereu, dacă tu tot timpul te strâmbi și vorbești, râzi și ciofletești la gumă, nu asculți și unde este un loc mai rău te duci și tu, atunci te întreb, cum crezi că mă vei convinge pe mine sau pe Dumnezeu că ești un tânăr serios? Ești o victimă a libertinajului american. Iar țara emigrației a fost pentru tine o capcană care te-a prins și nu vei mai scăpa niciodată de aici. Ascultă-mă, dragul meu prieten mai tânăr, aici ești, în gheara emigrației americane, dominat de libertinaj, de patini, dominat de păcatele sexuale care au înghițit generația ta. Ridică-te cu demnitate de unde ești. Fă-ți un program de rugăciune în fiecare dimineață. Fă-ți un program de citire a Bibliei, ai calendarul pe care ți l-am dat. Să nu-l disprețuiești, e un instrument pentru conștiința ta. Țara emigrației poate fi o binecuvântare dacă tu o faci o binecuvântare. Sau poate fi un blestem, o capcană și o cursă care te înghite ca un iepure care este prins în cursă. Țara emigrației este ceea ce o faci tu. Trăiește lângă Dumnezeu și vei fi fericit aici, ca și cum ai fi trăit în România. Nu România te face pe tine pocăit, ci tu te faci pe tine pocăit dacă stai lângă Dumnezeu. E alegerea ta. Tu nu trebuie să fii pocăit de circumstanță. Dacă ești între pocăiți, ești și tu. Dacă ești între derbedei, ești și tu. Tu trebuie să fii pocăit pentru că alegi să fii pocăit. Nu pentru că te face circumstanța. Învinge circumstanța oricare va fi ea. Învinge circumstanța oricare va fi ea. Iosif devine o binecuvântare pentru Potifar. Iosif devine o binecuvântare pentru locul unde muncește. Și Dumnezeu binecuvintează business-ul omului unde mergea el să muncească, doar pentru că acolo era omul lui Dumnezeu. Ascultă-mă, unde mergi tu, trebuie să meargă Domnul. Nu te duce unde Dumnezeu nu merge. Du-te doar unde merge Dumnezeu cu tine. Du-te doar unde merge Dumnezeu cu tine. Ori de câte ori vei intra într-un loc, întreabă-te. Dumnezeu o să aibă loc pe ușa asta? O să vrea Dumnezeu să intre cu mine aici? Dacă Dumnezeu știe că nu intră, nu intra nici tu. Vei fi un blestem acolo, iar locul ăla va fi un blestem pentru tine. Nu intra acolo, prietene. Să nu zici, sunt tânăr și trebuie să-mi trăiesc viața. Trăiește-o, dragul meu, dar nu ți-o pierde. Apoi, privește la Iosif, că el refuză păcatul sexual. Sunt multe persoane în biserică, sau probabil puține, care nu suferă cuvântul acesta. Însă, eu am responsabilitatea să predic despre toate păcatele și despre toate cursele diavolului. Și am să o fac ori de câte ori o să ajung la acest microfon, mai ales când o să mă adresez lor, care a căror generație este victima acestui păcat. Gânduri murdare, pornografie, autosatisfacere, anturaj mizerabil și toate celelalte păcate din gama acestora ne fură copiii, ne fură tinerii, iar noi venim la microfon și nu vorbim despre astea, pentru că suntem atât de sfinți încât ne permitem să ne pierdem copiii și tinerii bisericii să nu vorbim despre asta. Pavel vorbește despre asta. Citește la Galateni, capitolul 5, versetul 19 și vei constata că Pavel vorbește despre asta. Pavel vorbește despre homosexualitate, Pavel vorbește despre lesbianism, vorbește despre pornografie, despre curvie,
pentru că aceste păcate au înghițit tinerii din toate generațiile și o face și în generația noastră. Și noi avem responsabilitatea ca și slujitori și ca și părinți să ne avertizăm copiii și tinerii să se autocontroleze în relația cu păcatele acestea. Iosif este un bărbat tânăr frumos, înalt, inteligent, educat, cult, harnic, îndemânat, cu abilități. Și nevasta lui Potifar, care probabil stătea toată ziua beat, că avea acum un manager care îngrijea tot business-ul. Femeia aceasta, care probabil era neglijată de bărbatul ei, aprinsă de poftele păcătoase în care trăia, pune ochii pe acest tânăr, pe acest bărbat tânăr și începe să-i facă avansuri. Acum ascultă-mă tu care ești tânăr și lucrezi într-o companie. Câte privilegii ai dacă te pui bine cu patronul sau cu nevastă sa? Vei zâmbi? Să nu zâmbești. Ascultă-mă. Câte privilegii ai? Nu e așa că ai oportunități dacă îi faci favoruri? Până unde merg aceste favoruri? Până unde a mers favorul lui Ioan Botezătorul? Până unde merge favorul tău? Până unde a mers favorul lui Iosif? Această femeie îl poftește și, profitând de calitatea ei de șef și de stăpân, îi propune păcatul. Nu știu ce a simțit, dar știu ce a spus. Biblia nu spune ce a simțit el, dar spune ce a zis el. Și el a zis așa: cum să fac un astfel de rău și să păcătuiesc? El a fost conștient că ceea ce îi propune femeia aceasta e rău. El a fost conștient că ceea ce îi propune femeia aceasta este rău. Și el a fost conștient că ceea ce îi propune femeia aceasta este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Și a spus nu. Imaginați-vă ce oportunități ar fi avut. Probabil femeia asta îi punea niște otravă bărbatului ei în mâncare, se căsătorea cu Iosif și el devenea patronul la tot business-ul. Ar fi trăit bine, ar fi devenit bogat, celebru și ar fi dus-o bine. Însă omul acesta nu și-a permis să facă răul și nici să păcătuiască, doar pentru că conștiința lui îl respectă pe Dumnezeu și legile lui. Ești un tânăr, o fată sau un băiat? Cât de atent ești tu cu aceste aspecte? Răspunde-mi. Iosif a spus nu. A spus nu. Numai că, observați din cartea Domnului, el plătește scump integritatea lui. A plătit scump integritatea lui în casa lui, vândut de frații lui, plătește scump integritatea lui unde este vândut în casa generalului. Dacă ai fi în locul lui, te-ai întrebat: Doamne, ce e cu potopul ăsta de încercări peste mine? În loc să mă binecuvintez că m-am înfrânat, tu mă expui la tot felul de încercări și merge din rău în mai rău? Iosif nu pune problema așa. El știe că în casa părintească sau în emigrație, în libertate sau în pușcărie, Dumnezeu este cu el atâta timp cât el este cu Dumnezeu. Și priviți-l pe Iosif în cea de-a treia casă, casa pușcăriei, casa temniței. Capitolul 39. Aici se confruntă cu problema depresiei. Prima a fost adversitatea, a doua e libertinajul, a treia este depresia. Observați că Dumnezeu, care a fost cu el până acum, merge cu el și în pușcărie. Încercările nu-l țin pe Dumnezeu departe de mine. Păcatul meu îl ține pe Dumnezeu departe de mine. Viața este un șir de încercări, indiferent unde ești. Dumnezeu nimicește însă încercările și nici unde nu te scutește de încercări, pentru că încercările te cresc și bucuria te odihnește. Iosif se încrede în Dumnezeu și în timpul încercării. El nu depinde de circumstanțe, dacă e în libertate sau în pușcărie, dacă are aparent succes sau aparent faliment, dacă este acuzat sau este aclamat. El știe că conștiința îi este curată și nu-și face probleme, nu intră în depresie și nu este nemulțumit. Nu cârtește și nu-i reproșează nimic lui Dumnezeu. El știe că Dumnezeu îl trimite unde e mai bine pentru el. Ne gândim la oamenii care trec prin încercări și ne întrebăm de ce. Ne mai gândim încă o dată în seara aceasta la Marcela Gorcea și ne întrebăm de ce. Toate sunt bănuieli și nu avem dreptul să bănuim. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să știm, ne-ar fi spus. Iar dacă nu ne-a spus, înseamnă că nu trebuie să știm. Amin. Însă oamenii, fără minte, bănuiesc că ei sunt mai inteligenți decât Dumnezeu. Nu ne putem permite să bănuim unde Dumnezeu nu ne spune nimic. Dacă Dumnezeu nu ne spune,
Trebuie să spunem doar mulțumesc, Doamne, chiar dacă în umanitatea mea mie merge rău. Eu știu că răul acesta va fi bine, pentru că Dumnezeu va întoarce răul și îl va face bine pentru mine și casa mea. Poate nu astăzi, dar sigur mâine. Observați, vă rog, că și aici Iosif se încrede în Dumnezeu, binecuvântările rămân în viața lui, rămân în pușcărie și aici are succes și Iosif ajunge din nou cel mai mare din temniță. A fost cel mai mare în casa părintească, în ciuda faptului că a fost cel mai mic. A fost cel mai mare în casa lui Potifar, în ciuda faptului că a fost rob. A fost cel mai mare în casa pușcăriei, în ciuda faptului că a fost pușcăriaș. Și este al doilea după cel mai mare în imperiu, în ciuda faptului că este doar un emigrant. Să nu te superi că ești emigrant. Să nu te impacientezi, adică să nu-ți faci probleme, pentru că nu știi limba, pentru că nu înțelegi cultura, pentru. Dacă trăiești cu Dumnezeu, este suficient. Dumnezeu se va ocupa de tine și Dumnezeu se va ocupa de mine. Observați, vă rog, în încheiere, Iosif în a patra casă, în casa lui Faraon, mai mare peste casa lui Faraon. Aici se confruntă cu problema oportunității. Dumnezeu rămâne cu Iosif și în așa fel rămâne cu Iosif încât Faraon observă că bărbatul acesta are ceva special în el. A observat tatăl lui, a observat frații lui, a observat Faraon, a observat subofițerii polițiștii din pușcărie, din temniță, observă regele, toată lumea care trăiește cu Iosif observă. Te întreb, tinere, ce observă colegii tăi la tine? Ce văd ei? Aceasta este o întrebare la care tu răspunzi cu viața, nu cu gura. Ce văd ei? Iosif, în țara emigrației, ajunge cel mai mare. Pornește de jos, trece prin cele mai mari crize, Dumnezeu îi permite să treacă prin cele mai mari încercări, el stă liniștit. Am observat mulți oameni, de multe ori eu sunt tentat să mă comport așa, când ceva nu merge bine, mă apuc de cârtit, de bârfit și de spus, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Pentru că noi nu vrem gloria, noi vrem confortul aici pe pământ, nu vrem confort în cer. Pentru că noi nu suntem cu ochii după slujire, noi suntem cu ochii după confort. Un tânăr de 16 ani ne prezintă modelul unui bărbat tânăr care trece prin încercări fără să spună niciun cuvânt împotriva lui Dumnezeu. El stă mulți ani în Egipt și ajunge al doilea după Faraon. Tinere, vrei succes? Nu drogurile te duc la succes. Nu pornografia te duce la succes. Nu jocurile mecanice te duc la succes. Nu prostiile pe care le faci te duc la succes. Să nu crezi că astea te duc la succes. E doar o minciună, e doar o iluzie. Astea te duc în jos, omule. Astea îți termină identitatea, astea te zdrobesc. Astea îți fură tinerețea și demnitatea. Astea îți fură imaginea și caracterul. Dacă vrei să ajungi la succes, dacă vrei să ajungi la performanță, dacă vrei să fii cel mai tare, cu adevărat, trăiește cu Dumnezeu. Trăiește cu Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți dea vedenii, să-ți dea vise, să-ți dea lucrări prin Duhul Sfânt. Vino la rugăciune marțea, vino la studiu biblic lunea, fii prezent la biserică, du-te în cor, în fanfară, du-te în orchestră, du-te într-un grup de închinare, du-te la Sunday School, du-te undeva, nu sta activ, nu bântui pe coridoare fiind spaima ușierului și a păstorului. Fii un tânăr cu demnitate, arată-mi că te-ai făcut mare, că ai scăpat de Suzetă. Arată-mi că ai minte și că a început să se coacă. Iosif la 16 ani are demnitate, la 16 ani are vise, la 16 ani își asumă responsabilități. Ai 16 ani și mai mult, te întreb, care ți este atitudinea? De multe ori ca păstor vă cad nesuferit și antipatic, pentru că de aici aproape în fiecare duminică vă spun, nu mai râdeți! Nu-i treaba unui păstor să vă spună asta, asta ar trebui să vă spună Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt e departe și nu poate să vă spună și atunci cade în responsabilitatea mea. Cum își permite un om care l-are pe Duhul Sfânt aici să râdă după ce l-a invitat pe rege să vină și să-l binecuvinteze? Dacă eu vă invit la mine acasă să avem împreună un lunch, credeți că eu îmi permit să vă las în casă și eu să mă duc, am treabă, să hoinăresc prin celelalte camere sau să plec din casă? Va însemna asta o atitudine de respect din partea mea pentru dumneavoastră? Nu. Dacă sunteți musafirul meu, vă stau la îndemână. Îl invităm pe Iisus să vină la ora 9 aici, și la urmă noi până la ora 12 ne comportăm de parcă am fi în club.
Dacă Duhul Sfânt e aici, chiar nu-ți spune că nu-ți poți permite asta? Dar cade în sarcina mea să ți-o spun. Și eu cad un păstor exigent, un păstor care tot timpul e negativist, un păstor care tot timpul este cu regula, cu disciplina și niciodată nu mângâie. Niciodată nu spune lucruri frumoase. Lăsați-mă să vă spun lucruri frumoase. Pentru că atâtea lucruri frumoase vreau să vă spun. Dragi tineri, atâtea am mintea plină de lucruri frumoase, dar meritați să vi le spun. Lăsați-mă să vi le spun. Comportați-vă în așa fel să vă apreciez. Și veți vedea că oricare dintre noi, păstori, părinți, ușieri, știu să vă aprecieze atunci când aveți demnitate în comportamentul vostru. Țara emigrației poate deveni o cursă pentru tine sau poate deveni un prilej de binecuvântare. Oprește-te puțin și din râsul tău și înțelege că trebuie să fii serios pentru că îți vorbește Domnul. Vrei să ne lași să ne rugăm pentru tine, dragul meu tânăr? Aș putea în această seară să te invit să ieși aici în față. Nu știu cât de obișnuit este la Betania, nici nu mă interesează. Însă vreau să spun că decizia ta este importantă pentru tine, nu pentru mine și nici pentru biserică. Dumnezeu este onorat de decizia ta, de lacrima ta, de regretul tău. Vă invit să ne ridicăm toți în picioare. Și dacă avem aici copii de care ne doare sufletul sau poate nici măcar nu mai sunt aici, dacă avem aici tineri care mâine pot deveni cei mai răi dintre oamenii din Chicago, atunci înțelegeți, frați și surori, bărbați și femei, Dumnezeu ne-a dat o șansă duminică seara, ianuarie 25, în 04, pentru ca să mijlocim pentru copiii noștri, să mijlocim pentru tinerii noștri, să mijlocim pentru generația aceasta care nu vrem să se destrăbăleze. E atât de important pentru mine, copilul meu, încât de multe ori stau după program, ore în șir și muncesc. Fii sincer, de câte ori n-ai stat după program, prietene? Și ai muncit pentru ca să-i cumperi o mașină mai bună copilului, să-i cumperi o casă mai bună, un computer mai bun. Și acum așa de mult te grăbești cu ochii pe ceas că s-a terminat programul. Atât înseamnă copilul tău pentru tine. Atât înseamnă tinerii bisericii pentru dumneavoastră. Te chem în această seară să înțelegi că rugăciunea ne schimbă copiii. Pocăința noastră ne schimbă copiii. Mijlocirea noastră, implorarea Duhului Sfânt schimbă tinerii aceștia. Tineri schimbați prin rugăciune. Copiii noștri trebuie să fie schimbați prin rugăciune. Dragi părinți, vă invit în această seară, deveniți responsabili pentru copiii dumneavoastră și pentru tinerii bisericii. Noi avem responsabilitatea pentru viitorul acestor copii. Dacă copiii mei se vor destrăbăla când vor fi mari, ce anume va mai fi o bucurie pentru bătrânețele mele? Cine îmi va mai da mie satisfacție? Cum o să vă văd când o să știu că copiii mei sunt răi timp în care eu am predicat altora? O să mă mut din Chicago. O să vreau să fiu singur, să nu mai văd niciun om. Seara aceasta este seara ta. Este seara în care să strigi și strigătul tău să treacă dincolo de plafonul acesta, să treacă dincolo de nori și să ajungă în fața tronului de îndurare, unde sunt strânse rugăciunile sfinților. Și rugăciunea noastră să-L determine pe Dumnezeu să iasă în fața acestei generații și să spună stop. Aș vrea să ne rugăm pentru ei. Rugăciunea în Biblie câteodată este făcută în gând, altădată e făcută de-abia mișcându-ne buzele, altădată este făcută cu voce tare, altădată cu strigăte mari, altădată cu fața la pământ. Nu e o regulă cum să te rogi, ci în funcție de cum ești atunci când te rogi, abordezi o manieră de rugăciune. În ceea ce mă privește pe mine, eu vreau să mă rog cu disperare pentru copiii mei și pentru generația aceasta de tineri. Pentru că este seara în care Dumnezeu vrea să facă o diferență și seara în care Dumnezeu vrea să schimbe istoria copiilor noștri. Frați și surori, din tot sufletul vă rog, nu fiți cu mintea în altă parte. Deschideți-vă inima, potriviți-vă Duhul dumneavoastră cu Duhul lui Dumnezeu și rugați-vă insistent, rugați-vă insistent. Implorați sângele lui Iisus Hristos, implorați protecția Duhului Sfânt, implorați mila Domnului peste noi, copiii noștri, nepoții noștri, viitorul nostru și peste generația aceasta de tineri. Pentru că noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de ei. Dragi tineri, aș vrea să ridicați mâna în seara aceasta în timp ce noi ne rugăm pentru voi, să nu vă fie rușine. Să vă fie rușine de ce faceți rău, nu de ce faceți bine. Pentru că noi vom sta înaintea Domnului. Să nu fiți obișnuiți cu ce facem, pentru că noi nu vrem să repetăm ritualuri. Noi vrem să ne rugăm. Tatăl nostru cu care trăim de mulți ani ne-a ascultat în multe dintre greutățile vieții.
a fost cu noi în boli, în necazuri și în probleme. Și noi știm că în seara aceasta își va onora Dumnezeu și mi-a schimbat viața. Și mi-a dat o minte nouă, o inimă nouă. Și acum sunt un om nou. Asta trebuie să facă Dumnezeu cu tine. Și eu mă voi ruga acum pentru asta. Haideți să ne rugăm împreună și Duhul Domnului să lucreze aici.